Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu i-a acordat astăzi titlul de doctor honoris causa ambasadorului României în Germania, Emil Hurezeanu, în semn de apreciere pentru contribuția sa la promovarea și dezvoltarea domeniului filologiei ca scriitor, publicist sau jurnalist. Ceremonia de acordare a titlului a avut loc în deschiderea conferinței internaționale The Knowledge-Based Organization. Conferința internațională a fost organizată sub patronajul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. Evenimentul a reunit 226 de invitați din instituții de învățământ superior și centre de cercetare din România, Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Ungaria și Estonia. La acest eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În deschiderea conferinței, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu i-a acordat titlul Doctor Honoris Causa Excelenței sale Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania. Încep prin a descifra indicele supradozat, după părerea mea, de bunăvoință umană și academică. Această încrucișare de roșu și negru, pe care în viață am avut ocazia să o evoc în mai multe rânduri, care nu sunt culorile unui roman francez doar, ci și întâlnirea între studenții la teologie și studenții școlilor militare din Sibiu. M-a însoțit întreaga viață. De altfel, școala are 170 de ani. Această școală face parte din patrimoniul militar al Europei Centrale. Decizia Facultății de Științe Militare de a propune Consiliului de Administrație, respectiv Senatului Universitar al Academiei Forțelor Terestre, acordarea titlului de doctor honoris causa excelenței sale domnului Emil Hurezeanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Federală Germania, s-a fundamentat pe contribuția domniei sale la promovarea și dezvoltarea domeniului filologiei ca scriitor, publicist sau jurnalist. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, una dintre cele mai reprezentative și durabile instituții ale vecii publice, cu un rol profund în spațiul cultural, intelectual și academic, își onorează performanțele și prestigiul personalităților care au contribuit în mod decisiv și semnificativ la dezvoltarea instituțională, asigurarea continuității sau continuarea unei identități distincte în context academic național și internațional. Acordarea titlului de doctor honoris causa domnului Emil Hurezeanu confirmă relevanța și semnificația culturii pentru Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu ca dimensiune esențială a strategiei de dezvoltare alături de învățare și cercetare. La finalul ceremoniei, ambasadorul Emil Hurezeanu i-a oferit rectorului Academiei un document facsimilat, o scrisoare de la 1873 a lui Mihai Eminescu către ministrul de externe al României din acea vreme. Momentul festiv s-a încheiat cu un spectacol artistic oferit de ansamblul Gura Izvorului.